la inimă. Pentru noi, femeile. Bun găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire. Astăzi, în studioul nostru, avem o invitată specială, o misionară de la Drăgănești Olt. Dar dacă spunem acest lucru, nu înseamnă că e puțin și ușor câmpul de bătălie unde își desfășoară activitatea și unde s-a dedicat să trăiască pentru Domnul. Invitata noastră este Florina Darvel și dacă auziți acest nume, vă poate deja sugera că soțul ei nu este român, este din Anglia. Florina, spune-mi un bun venit la întâlnirea noastră și la această emisiune de la inimă la inimă. Mulțumesc și bine v-am găsit! De la început am vrea să ne spui, poate ar fi cel mai interesant, cum l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu, așa în câteva cuvinte, primele momente în care tu ai fost curioasă să știi cine este Dumnezeu, ce se întâmplă cu noi, cu oamenii și cum mai da de frumusețea Domnului Iisus Hristos? Privind acum în urmă, pot să identific acele momente. Atunci nu-mi dădeam seama că e modul lui Dumnezeu de a se apropia de mine. Îmi amintesc încă de când eram copil, nu credeam că oamenii de rând pot să aibă o Biblie, dar noi aveam o Biblie mică de copii și îmi plăcea tare mult să citesc și întotdeauna când ajungeam la povestea despre păstorul cu oile, întotdeauna îmi imaginam că sunt și eu o oaie a păstorului. Dar asta era în imaginația mea, nu am fost niciodată învățată, nu am auzit niciodată despre păstorul cu oile, despre povestea cum păstorul caută oile sau la biserică. Nu am auzit, dar aveam în schimb un tablou în casă care îl reprezenta, îl arăta pe Iisus cum ține o oaie în brațe. Și când mă uitam la tabloul ăsta, îmi plăcea să cred că eu sunt oaia aia, că Iisus mă ține în brațe. Mielușelul de sub brațul Domnului. Exact. Îmi imaginam eu de multe ori, am auzit că va fi o turmă și un păstor. Și întotdeauna îmi imaginam că voi face parte din turma aia cândva, într-un viitor îndepărtat. Nu gândeam cum oamenii se vor transforma în oi, nu prea pricepeam. Dar acum privind în urmă, văd, pot să zic, cum Dumnezeu, de mic copil, a pus în inima mea gândul ăsta că El există și că eu vreodată voi face parte din turma Lui. Frumos, frumos. Și? Am avut o colegă de clasă care mergea la Biserica Baptistă și ea m-a invitat odată, mai fugeam de la ore, cum fac copiii de la școală, eram în clasa 10-a și când nu aveam chef de ore, mai plecam de la ore. Și ea mi-a zis într-o zi că este evanghelizare la cinematograf, și să mergem și noi, să ne învoim de la școală să mergem. Și chiar nu mai aveam chef de ore și a fost un bun motiv să mă duc acolo la evanghelizare. Și făceai orice, numai să poți chiuli puțin. O motivație așa. Exact, da, da. Și unde, în ce localitate te-ai născut sau în ce localitate? Ocna Mureș, județul Alba. Ești din Ocna Mureș. Din Ocna Mureș, da. Cum a fost cu evanghelizarea? La cinematograf. M-am dus acolo împreună cu Mihaela.
Și am fost, m-a atras programul încă de când am intrat la cinematograf. M-a atras programul, mi-au plăcut cântecele și eram uimită de felul în care oamenii vorbesc despre Dumnezeu, așa de deschis și așa pe față și așa liber să vorbești despre Dumnezeu. Și chiar am auzit mărturia unui băiat care îl cunoșteam din oraș, era de la mine din cartier, și nu am auzit despre el că s-a pocăit și el a ieșit în față pe scenă și a început să zică cum Domnul Iisus a venit în viața lui și cum i-a iertat păcatele și cum s-a născut el din nou. Și mă uitam, pentru mine totul era nou și eram așa de surprinsă de tot ce aud și totul, și strângeam în inima mea, parcă nu rețin predica, nu mai știu despre ce s-a vorbit, dar pe măsură ce ascultam și pe măsură ce petreceam timp acolo, tot mai mult simțeam că așa vreau să fiu și eu, că parcă n-aș mai vrea să plec, că aș vrea să se mai continue, să nu se termine. Și după ce s-a terminat întâlnirea de evangelizare, m-am dus acasă și mi-a rămas adânc în... Mă tot gândeam la ce s-a petrecut acolo, la cântece, la oameni, la Dumnezeu. Eu am avut o problemă, deși aveam 16 ani doar, am început să fumez pe la 15 ani, 15 ani și câteva luni, cu un anturajul nostru, am început să fumez. Și am vrut să mă las de țigări, pentru că nici nu mă simțeam bine, parcă producea așa o durere pe piept când fumam. Și mă simțeam și prost față de mica, că aude și de frații mei și de prieteni. Și de... Era o rușine că copil fumezi. Și aș fi vrut să mă las de ele, dar nu mai puteam. Și aveam o luptă continuă. Gata, asta e ultima, ziceam. Asta e ultima țigară și chiar că nu mai fumez. Dar mintea mea era tot acolo, era frământată numai și îmi imaginam cum îi să mai trag un fum. Și după aia mă gândeam, bine, no, încă un fum. Și după aia chiar că nu mai fumez. Și tot așa am făcut o perioadă de săptămâni sau chiar câteva luni când am ajuns la concluzia că gata, eu nu mă mai pot lăsa de țigări, acum fum, măcar să fumez mai puțin, să nu fumez așa de mult, dar de lăsat nu mă mai pot lăsa. Și purtam așa dorința asta în suflet de a mă lăsa de țigări, dar nu puteam. Și în seara aia, când eu am venit acasă de la evangelizare, eram în bucătărie, îmi puneam să mănânc și înainte să mănânc, așa mi-a ieșit din inimă o rugăciune, nu m-a învățat nimeni cum să mă rog, nu mi-a spus nimeni să-L primesc pe Iisus în inima mea, n-am fost învățată cum să fac, să-mi dau viața Domnului sau să fiu născută din nou. Ce am auzit și eu acolo la evangelizare și atunci am zis așa, Doamne Iisuse, dacă Tu ai murit pentru mine, eu nu mai vreau să fumez pentru Tine. Acum o pun, o aranjez frumos, dar atunci cred că mi-a ieșit mai brută rugăciunea, era expresia inimii mele și dorința inimii mele de a mă lăsa de fumat, dar vroiam pentru Dumnezeu, vroiam să trăiesc și eu așa cum i-am văzut pe oamenii ăia acolo la evanghelizare. Și din momentul ăla, din clipa aia, Domnul Iisus mi-a șters dorința de a mai fuma. Nu mi-a mai dorit țigară, a dispărut, pur și simplu. Această seară a fost marcantă pentru tine? De aici ți s-au schimbat drumurile tale sau gândirea ta? Ce s-a întâmplat? Acesta a fost momentul decisiv pentru schimbarea ta? Din momentul ăsta, din această seară, eu nu am știut că m-am născut din nou atunci, nu am știut că Domnul Iisus a venit în inima mea, dar am putut să văd în mine o dorință foarte mare de a cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu, de a cunoaște Biblia. M-am dus la biserică duminica următoare cu colega mea și am primit o Biblie, păstorul mi-a dat o Biblie și am început să citesc din ea cu o sete extraordinară și vrut să știu absolut tot ce scrie în ea și vrut să știu din memorie. Să știu absolut tot ce scrie în ea. Și am început să citesc, mă fascina tot ce citeam acolo. Mă fascina și pe măsură ce citeam, Dumnezeu îmi arăta că nu-i bine nici cum mă îmbrac.
și mă mustra conștiința pentru o fustă scurtă sau pentru niște pantaloni provocatori sau pentru o bluză mai provocatoare, fără ca să-mi spună niciun om, nu-i bine cum te îmbraci. Simțeam că nu-i bine și mai foloseam și cuvinte urâte. Și când foloseam cuvintele urâte, parcă un ecou suna înapoi în urechile mele și l-auzeam că sună așa de urât. Și așa încet, încet vedeam cum îmi displac anumite lucruri și cum doresc tot mai mult să mă schimb și să împlinesc. Când citeam din Biblie, simțeam și gândeam, ăsta e scris aici pentru mine ca să-l fac. Nu am privit niciodată Biblia ca o sugestie sau ca o carte interesantă. Citeam cu sete că tot ce scrie acolo să fac. Și așa am început într-un fel propriu, nu știu cum să zic, Dumnezeu s-a apropiat de mine încet și am început încet, încet să citesc și să-L cunosc pe Domnul. Ai luat Biblia ca o lege care trebuie împlinită. Ți s-a părut foarte serioasă, o carte serioasă. Așa am luat-o. Cu care nu ai ce glumi și te juca și nu ai ce să interpretezi în ea, ci să o iei ad literam. Asta vrea Dumnezeu de la mine, schimbare. Exact. Da, da. E frumos modul în care Dumnezeu ți-a vorbit, delicat și finuț, ca un susur, am putea spune. Cum a crescut în tine dorința de a deveni misionară, de l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ce te-a determinat totuși să iei această hotărâre, să mergi în altă parte a țării tale și să te dedici lucrării de misiune și să le vorbești oamenilor despre Dumnezeu și ce a însemnat, ce ai înțeles tu la început despre lucrarea asta și cum au fost începuturile? După ce m-am întors la Domnul, odată cu schimbarea vieții mele, am avut în mine dorința aceasta ca și prietenele mele sau prietenii mei să-L cunoască pe Domnul Iisus și vreau să spun la multă lume despre Domnul Iisus. Și aveam un curaj care parcă mi-e dor să-l mai am câteodată, curajul ăla de început și tupeul ăla să-l numesc așa. Și că dacă călătoream cu trenul, mergeam prin vagon și dădeam broșuri la oameni din proprie inițiativă. Aveam în mine o dorință toată lumea să știe, parcă am descoperit cel mai extraordinar lucru din lume și oare oamenii ăștia cum de nu știu? Să le zic și lor. Și aveam impresia, așa credeam eu, că ei nu sunt cu Domnul pentru că nu le-a zis nimeni, dar din moment ce le spun ei, imediat se întorc la Domnul. Așa eram de plină de râvnă și credeam că toți se vor întoarce. Într-o săptămână aveam impresia că toată lumea va fi întorsă la Domnul odată ce le spun. Și dorința asta o crescut în mine. Am fost într-o tabără când am avut 18 ani. Am fost într-o tabără și acolo am cunoscut o fată care ne-a povestit că ea a fost în misiune în Oltenia. Și a fost prima dată când eu am auzit termenul misiune. Ce înseamnă aia să mergi în misiune în Oltenia? Și ne-a povestit că a fost și ce săraci oamenii pe acolo, chiar că zicea, au avut o experiență mai neplăcută așa, să doarmă într-o cameră și cu șoareci și o trec cu șoarecii peste ele când dormeau. Au avut niște experiențe așa mai neplăcute și cum mergeau și duceau cuvântul lui Dumnezeu la oameni și câte săraci sunt oamenii de aici și nu sunt credincioși în Oltenia. Și atunci în mine au încolțit această dorință și eu vreau să mă duc acolo. Să le zic la oamenii despre Dumnezeu, dacă ei chiar așa nu au auzit. Și eu aș vrea să mă duc acolo. Și a rămas dorința asta în mine, am purtat-o în inima mea, nu foarte la suprafață, era acolo în inima mea, dar nu era uitată. Mai mi-aminteam și mă mai rugam Domnului că m-aș duce, aș vrea să mă duc și eu acolo într-o zi, dacă Domnul vrea. Câțiva ani mai târziu, un grup de tineri de la Alba Iulia, care îl cunoșteau pe fratele Raul, care e păstor acum la Drăgănești Olt,
fratele Raul a fost folosit de Domnul să inițieze lucrarea de acolo din Oltenia și acest grup de tineri urma să vină într-o săptămână de misiune, într-o vizită la biserică, într-o duminică după masa și au spus acolo bisericii din Ogna Mureș că ei urmează să meargă într-o săptămână de misiune în Oltenia și dacă mai este altcineva care vrea să meargă împreună cu ei, sunt bineveniți și o cer bisericii să se roage pentru ei. Și atunci a fost când eu am auzit din nou despre Oltenia și cineva care merge în Oltenia în lucrarea de misiune, atunci dorința mea a fost trezită. M-am dus la sfârșitul bisericii și le-am zis, eu aș vrea să merg și eu dacă se poate. Aveam o impresie foarte înaltă, credeam că nu poate să meargă oricine, trebuie să ai anumite calități, trebuie să îndeplinești anumite condiții să mergi în misiune, poate nu mă acceptă, cine știe dacă pot, eu mă calific eu să mă duc într-o săptămână de misiune, tot îmi făceam probleme. Credeai că a fi misionar e ceva special și înalt. De la Dumnezeu și înalt, nu oricine, da. Într-adevăr. Că e o onoare extraordinară. Așa este, este onoare, într-adevăr, e onoare, da. Să-L slujești pe Dumnezeu. Așadar, dorința aceea latentă, care era în sufletul tău, din nou a început să dea semne de răbufnire, nu? Că există, da. Că există. Și? Și le-am zis că aș vrea să merg. Ei mi-au zis, da, chiar bucuroși, foarte deschiși. Erau foarte bucuroși că cineva mai vrea să meargă împreună cu ei în misiune în Oltenia. Ce credeai că o să fie în acea misiune, așa, cu mintea și trupul tău? Chiar neumblată, da. Neumblată prin asemenea locuri și în asemenea situații. Ce ți imaginai că o să întâlnești? Mi-imaginam că o să întâlnesc mulți oameni săraci, și că să le spun despre Domnul Iisus și că toți vor crede ceea ce le spun despre Domnul Iisus. Și că și o să lucrez cu copiii în sensul că o să învăț pe copiii de acolo, din Oltenia, o să învăț cântece despre Domnul Iisus. Toți abia o să te aștepte și o să spună exact. Ce bine că ai venit, noi exact. Acum gata, toți exact. Ne predăm. Exact, așa mi-imaginam. Că o să vadă ca pe un salvator că ce vestea bună și toți o să fie salvat. Ai gândit ca un copil nevinovat exact. Și naiv. Exact așa, da. Și timpul a trecut, am venit în misiune în Oltenia, atunci l-am întâlnit pe fratele Raul, am petrecut o săptămână la Perieți, într-un sat sărac, într-adevăr, într-o casă sărăcăcioasă. Cu șoareci? Și șobolani, nu numai șoareci, fără apă, apa era, fântâna cu apă era pe stradă, un pic mai departe de casă, dar mergeam pe stradă, fratele Raul plin de aceeași râvnă și pasiune, ca toată lumea să audă Evanghelia de acolo. Mergeam pe stradă și le spuneam la oameni, dădeam broșuri, vorbeam cu oameni despre Domnul Iisus. Dacă mergeam cu autobuzul, cântam în autobuz cântece, cântam și pe stradă cântece. Am început să lucrez cu copii, să strângem copiii pe stradă și cântam cu ei despre Domnul Iisus. I-am învățat Iisus iubește pe fiecare și alte cântece, ei erau bucuroși, le plăcea să asculte, ne strângeam pe marginea șanțului în fiecare seară. Am avut o săptămână extraordinară, a venit timpul să plec, dar înainte să plec, aproape în fiecare zi, m-a însoțit același sentiment că aș vrea să fac lucrul ăsta pentru restul vieții mele. Aveam atunci un servici la Ogna Mureș, și făceam și liceul la seral, ziua dimineața eram la serviciu și seara mergeam la școală și simțeam că aș vrea să fac asta, aș vrea să fac pentru tot restul vieții mele, că aș vrea să lucrez pentru Dumnezeu, să trăiesc pentru Dumnezeu și să mă dedic unei astfel de lucrări. Și după această săptămână fructuoasă care a fost din nou un moment marcant pentru viața ta și un moment în care s-a schimbat traiectoria vieții tale. Ce ai făcut? Te-ai întors la Ogna Mureș sau ai rămas acolo din acea clipă? Nu, nu am rămas acolo. Săptămâna de misiune s-a încheiat. M-am întors acasă,
dar mi-a rămas profund în suflet această dorință de a trăi așa, de a fi misionară. Nu îndrăzneam să zic să fiu misionară, mi se vărea ceva prea înalt. Nu ziceam că eu vreau să fiu misionară, dar ziceam, Doamne, eu așa vreau să trăiesc. Și dacă Tu vrei ca eu să trăiesc așa, eu sunt gata. Dacă Tu vrei, eu sunt gata. Asta era rugăciunea mea din momentul ăla care însoțea gândul meu și inima mea. Și poate nu de fiecare dată pusă în cuvinte, dar era ceva ce purtam în suflet. Dragi prietene, dragi ascultătoare, cea pe care o urmăriți și cea pe care ați cunoscut-o astăzi este Florina Darvel, însă ce s-a întâmplat mai departe și cum s-a decis să lucreze și dacă s-a decis să fie misionară, veți afla la întâlnirea viitoare. Deocamdată ne vom despărți de Florina și dorința noastră la această despărțire cred că este una singură, aceea pe care a avut-o și ea în inima ei, de a spune oamenilor despre Dumnezeu. Nu știa ce înseamnă acest gând ascuns acolo în suflet, însă Dumnezeu i l-a descoperit dacă a fost sinceră față de el. Aș vrea și pe noi, Dumnezeu, să ne facă să fim sincere și să pună în inima fiecăreia dintre noi dorința de a vorbi oamenilor despre marea dragoste a lui Dumnezeu, ca despre o mare descoperire, așa cum ne-a spus și Florina. Până la întâlnirea viitoare, fiți binecuvântate, la revedere! La revedere! Nu pot să spun cât a răbdat și cât a suferit când sus pe un ial, pe o cruce s-a jertfit. Am fost răscumpărat și de păcat eu sunt eliberat. Nu pot să spun ce mare har Iisus mi-a dat la tot în dar când am
La inimă. Pentru noi, femeile,